Dragilor, ăsta este nou model de stup inventat de mine. Înainte era la dar așa, simplă la. Așa. Este numele la consiliu. Ah, vedeți, seama la drept. Așa. Stăteau ramele așa, hai, sună în gata. Mă vișe la adresa. Așa. Bă, înțeleg, ești cu șalutele vești. Si, silăria în pe... Da, pentru... Da, două, ești, mă dat cu ești. Nu, că uite, mai dat două, ești. Să scoate-o la asta, ne uităm? Ei, cu ești în miere? Aici punem modelul ăsta, punem modelul ăsta. Și el crește. Da, da. Lor, riempe, nu costă cu miere. Si, 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 da dove entrano? Come entra albino? Come entrano? Adesso fai stampa di sbore. Da qui. Ah. Da sotto stanno. Sotto. Coperimo. Tutto qui sotto. Ah, da qui sotto. Dai, așa, așa. Și asta trebuie crescuti. Ia li crește. Albinuța crește și face fabulul ăsta. Nu, lo fanno. Questa la fanno, questa qui è cera. Așa. Noi punem modelul ăsta, spunem. Allora, loro mettono questo semplice, così e gonfiano le api. Sì, 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 sì. Da qua provengono, da qua entrano. Sì. Sono entri ele? Sì. Așa, pe aici și pe aici, prima așa. Ieri când stau, când stau așa două, una în gata. Sì, 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 sì. Așa pe lungă. Sì, sì, sì. Ah, ma dico perché non si appiccicano, c'è il miele, non si appiccicano, galette, galette. Oh no, ventilazze, ventilazze, si fa la ventilazione con le ali. Non si attaccano, non si appiccicano. No, no, no problema. Și atunci, datorită faptului că am avut mari necazuri cu parazitul acela, care le spuneam. Dice că, asumă, col parazit a avut dificultă, a avut dei problemi. O muri foarte mult albine. Allora sono morte tantissime api. Tanti? Sì, sì. Multe goale. Tantissime scade. Așa. Am inventat acest model de stup. Altru modelul. Tema per risolvere un problema, no? Da. Am capito. Care, pe timpul iernii, pe timpul iernii, acum stau aici albinuțile. Da? Deci albinuțile sunt așa. Dacă deschid așa, îți fac așa. Yes. Uite, ne uităm la ele. Doppio. Da. Ah, ele stau frumos. Este numai la Prof Online, la modelul ăsta. Questa è cacca, questa è cacca. No, 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 ceară. E la cera, 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 cera. Și ele cum stau și se stau în ghem acolo, grămadă. Stanno la mucchiade. Da, da, da. E dove mangiano? Unde, de unde mănâncă? Oh, da, au rame de acestea care au miele. Miele, 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 să nu iasă vreo una, mi teamă. Da, uite. Și ai și miele. C'è il miele là dentro. Sì, 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 questo è cera, la levano. E ha coperito. Lui lo rompe. Ah, sì, ma chi lo rompe? Le apri? No, no, lui. Ah, sì, sì, sì. Mangia il miele. Beh, beh, miele. È miele. Buono. Forte maturizzato. È matura. E sì, perché è fatto. No, 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 capacita più da sopra. A questo deve avere no, questo. No, si riempie. Ah, perché questo è il miele già sistema, perché loro mettono tipo un coperto sopra. È finito qua. Ah, quello è finito. Ah, cioè, e questo loro no, ancora no, devono riempire. No. Ah, li devono riempire ancora. Loro, sì, no, e no, poi no, diventa così. Sì, sì. Ora è già fatta. Ah, già, perché sta sotto questo qua. Sì. E questo sta sopra, il miele sta sopra. Sì. Ah, hai capito. Loro riempiono qua, in qua. E poi da, 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 da. Ha capito, signora? Ah, sì, sì, sì. Dice chi lavora col miele? Le dita si legano. Noi diciamo i proverbi, ci tocca. Ci tocca il miele. Chi tocca lo zucchero si dice chi tocca il miele si lecca le dita. Ci viene Lucrasi col miele a tu. Se se slinga poi deget. Se slinga poi deget. C'ha qua. E adesso loro da adesso se lo mangiano il miele? Dice come si mangia? D'inverno. Ah, di riserva allora, di riserva allora. Deci este așa, este așa pe ramele astea, avem rezervă. La rezervă pe loro? Da. Și avem, avem acum... E lache ce? Trei într-unul. Trei într-unul. Asta era într-unul, asta la altă într-altul. Non ho capito. Salta altro. Lo si fin tre. Non ho capito. Allora dice questo era in una scatola, questo nell'altra e quell'altro in una scatola ancora. Pe iarnă? Acum pe iarnă. Dar nu au aceeași funcțiune. Tot. Ah, una. Origina, due, e tre. Ah, m-am capito. La iarnată acum. Ah, poți e grande, poți e grande. Sunt tre. La iarnă se scrie. Vici prima era così. Ma nu puteau. Așa, una. Dar nu puteau să stau toate într-unul, o familie mare. Nu, că fiecare are regina ei. Bine, ma intră sempre da qua. Poi, așa, asta. Da.
Guarda, qua c'è il suo. Asta? Ah, c'è un altro. Okay, eu nu înțeleg de ce trebuie să fie trei regiuni. La iarba, ca să nu consumi. Eu se fac ghema, acum se strâng una în alta și produc căldură și căldura este de la trei adunate aici. Dacă ar fi fost unul întreg mare așa? Dacă ar fi fost numai unul, avea un singur regiuni. Și care e diferența? Deci înainte erau singuri. Perché c'è questo 1 2 3 4 5 e 6. Che è più no. grande, però Asa, se, sì, dacă ăla sì. era mai mare cu regina, nu era același lucru? Dacă ăla era così. Ma qui è vuoto, perché è vuoto? E stai mai mic un pic, e mai mic un pic, dar se încălzește. Se încălzește de la celălalt. La totul singur. Ia căldura de la celălalt. Ăsta n-ar fi rezistat de unul singur. Nu, se fi fost... Atenție, n-ar fi, fiecare regină trebuie să stea în colțul ei, cu familia ei, care are romanii ei proprii. Sì, però lo sai che non capisco io. Se non è sta mare, era una regina qui in mezzo, con tante api intorno. Ah. Tu una regina solo qui? No, qui sono tre. Oh, tre regine. Ognuno c'ha la regina sua. Ognuno c'ha la sua. Tu mare con regina con molti albini. Poi qua se fie, dar de foarte multe ori la iarnata avem mai puțin albine. Și pe timpul verii, eu iau pe ăsta, duc acolo. Ah, îi mulțești. Da, și rămâne una singură. Lui multiplica, perché... Questo qua lo prende, lo metti in una scatola più grande e loro si moltiplicano. Sau am stup propriu. Ăia de acolo care sunt acolo, iau câte una și pun acolo, după quindi, care se umplu. Da uno diventa tre, da una scatola diventano tre scatole. Tre scatole. La regina come si fa a fare la regina? Sono tre, una qua, una qua e una qua. Proprio moltiplicare. Da. Ah, per moltiplicare. După aceea, când rămâne una, se dezvoltă molto, molto albina. Așa. Și iar eu dau un... Hap, între ei. Deci la regina cum fai a farla? Cum se face? Există o celulă specială, nu știu dacă am pe aici, să vă arăt. Una celulă specială pentru la... Așa, uite, așa. Așa, asta mare. Botcă, se cheamă. Unde va crește o regină. La regina questa è? Ah, aici. Cui crește la regina? Aici. Vine matca, depune așa și face o celulă mare. Ei, și aceea din aia va ieși o viitoare deci, regină. Deci depinde tipo un ou, nu? Un sigur ou. Deci și... mete tipo un ou grande e da lì esce soltanto una regina. Deci depinde... La regina îl prosemina l'ouă. Da. Regina pune ouă, dar în clipa în care crește într-un alt spațiu mai mare, din aia va ieși regina. Dacă crește din spațiu ăsta, va fi albinuță. A capito. Se la regina mette l'ovo qui in un spazio piccolo, esce l'ape. Se la regina mette l'ovo in un spazio grande, esce regina. La regina. Ah. Perché se spazio grande... E come fanno a sapere qual è la regina e qual è l'ape? Perché cresce con... è più grande. E cresce sì. nel spazio grande. Asha. L'uovo sì. è grande. Asha. E come fa a vedere l'uovo lui? Perché sta qua in questo o crește așa. Ah, non questo qui è un sì. Questo non è regina. Sì. Pure regina pure questa? Sì. Da? Se faccio așa crește mare. E diventa un uovo grande, quello che è regina. Invece quelli che sono api sono piccolini dappertutto. Același ou, același ou. Non ho capito, vedi qui come si è formato? Ho capito. Da. Qui è un buco grande. La regina mette là e diventa un uovo grandissimo rispetto alle api piccole. Certo, quelle sono miniature. Ci hanno molte, diciamo. Ci dà tanto da. Ma lattisciore, non mai lattisciore di matto. Solo il latticino. Sì, perché poi hanno le api fanno è una sostanza che mangiano le api, la regina, no? Che gliele prendono, loro le prendono e per bambini piccoli. Ma capito com'è? Non so come si chiama. Il latticino lo chiamano. Ah, il latticino è bianco. Sì, è bianco. Sì, quello sì. Dice che è un latticiore. Da. È quello che grande per capo. bambini da. Piccoli. Care se crede molto latticiore, numai cu latticiore este venit. Și de ce crește foarte repede și mare. Le dice che la matca, la regina, gli dà un latticino che ha lei, gli dà tanto, e quel latticino cresce grande, certo, più grande delle altre. Certo, loro lo tolgono, questo qua. Che si chiama, non mi ricordo come si chiama. Albinuțile, astea care vor fi albinuții din celulele astea, sunt hrănite cu un pic de lăptișor, cu polen și cu deci lăptișor de mare, polen și miere. Fac un amestec în gușă. Questa e cera. Sì. Ceară, da. Loro la fanno questa qui, cera. Cum se face? Fac urile se? Cum se face? Cum fac albinii? Da, pe questa qui fanno la cera. Ceara o face albinii? Uite așa, asta o punem noi. Asta la mette lui già pronta. Questa la mette lui già la cera fatta. E come la gonfiano? Come gonfla așa? Și cum o cresc ele? Au o glandă care secretă ceară, precum la paianjen. Deci ce au un din cap?
non laterale. Lateralmente ha una, un sistema che emana la cera. Ah, e fa questo qua. E la gonfia con così. Ci prima cresca. E poi gonfia. Ah. Allora, picciolo ce l'ha in faccia. Ma questa la mettono dentro loro? Ah, sì. E poi se questa si gonfia. Asha cresca, su, asha. Si alzano. Da, non alza. Quelle gambine loro mettono la cera. Ah, sa, sì, il segreto per l'addomen pece, o ogni stinello, sì, il segreto c'è la cera. Esce la cera vicino dai fianchi, da loro. O mastica, sa, si dice, c'è un alzo, che ti ho picchi. Fa tipo dei muretti, così. Sì, asha, asha. Però vedi. Asha, forse, asha. Si gonfia. Mic. Tipo loro fanno praticamente delle pareti in alto, sì, no? Sì, sì, da. E gonfiano. Ce faccio, Quando ha un'alzina... Ecco, trasparente. Da. Quando ha un'alzina specifica, c'è... Quando arriva all'altezza giusta, allora la riempiono. Attunci, se ho preso, urmează să... Perché poi dopo voi fate così e lo scolate, il miele. Se ce lo tagli così, il tai? No. Come fa? Tai, ecco, io ho visto fare nelle marce. Se centrifuga. Se centrifuga. Mergiamo, să vedeți. Cum sare pe un butoi. Fac calăsca giù. Așa. Da. E, invenția mea în asta constă că am reușit, la iarna stăm trei, deci acum la iarna stăm trei, ne încălzim unul de lângă altul, la țară cum se întâmplă? Toți într-o singură cameră. Când vine iarna. Deci così stanno tutti vicini, si riscaldano. Certo. Quanto tempo è che restano qui adesso così queste? Cât timp rămân aici? Până în martie, când își dau drumul. Când se încălzește un pic și îi poate scoate afară. Când arriva al caldo, le puoi portare fuori. Dopo, dove le porti? Sempre di qua? Le pui aici? Nu, le scot așa pe acolo, undeva în jur. Un po' più lontano, no? Pe acolo, pe un grajd acela. Vicino, qui di fronte. Sempre col cane, con chi? No, le tira fuori così con le cassette, con le mani tira fuori. Da, con due uomini. E porti via. Pesano? Esatto. Adesso. Ah. 50-30 kg. Da. 30 kg. Stanno tranquilli di fuori dopo, nessuno li tocca. Sono lì, ce ne vanno. Lì, ma... Vada, tutto il tempo abbiamo casa, è sotto. La guardia, la persona che fa la guardia. Se non li rubano. Tutto il tempo è risolvata treaba asta. Și acum, deci ele se încălzesc, nu avem nicio problemă cu... Știi cum le tengono calde? Da. Consumul este foarte mic de timp. Ceară. Da. Ceară. Așa. Quando quel proprio lì che ha fatto, da dove? Oh, esatto. Propolis. Pe aici, pe marginea asta e propolis, dar să caut o altă ramă. O să mergem în altă parte. Acum strâng asta aici și vă arăt propolisul. Propolisul foarte repede. Questo va tenuto perché c'ha questo. Questo lo metti qua sopra. Deci nu o pune de sus? Deci nu o pune imediat de sus acolo pe ele? Deci să sari rolul de a susține polisteronul ăla? Nu. Vara. Questo lo mette qua. Questo lo mette qua. Questo. No. Perché no? Deci nu o pune de... D'estate. Zice când e cald, asta e pentru... D'estate. Da. Pentru aerisirii. Vara. Respirano. Acum e iarnă. Adesso dove prendono l'aria per respirare? Acum zici unde respirare? Avem acolo în spate un sertar. Dietro. No, hai să arătăm pe aici, când e valabil. Perché tutto è chiuso ermeticamente, con la plastica. Per loro sono animali che devono respirare. Vieni acolo, stai. No, fai lasciare, No, cazzo, vieni una lumina acolo. Ah, dice che la porta alla... Ah, facciamo qui capa con te. Allora, a sto polstormo qui per ieri. Stai gol. Și pe aici avem sertarul. Ah, questo rotoli? Aer, tot. Rotoli e pasa l'aria? Da. Questo non c'è? Pe sotto. Non c'è questo? Tutti ce l'hanno. Tutti ce l'hanno, però...
essendo anche animali, loro respirano adesso d'inverno. Sì, ma se lascio deschiso, si intra aerul. Questo lo lascia così aperto? Da, dacă e nevoie, dar ele au suficient. Deci pe lângă, pe lângă. Aria. Se, ah, poco, quella poca aria basta. Da, basta. Nu problem. Ah, ecco, ecco. Poco, poco. Ah, questo, lascia così. Sì. Poco, poco, quel modo e basta l'aria. Ah, pure qua sopra c'è l'aria, vedi? Sì. Pure qua sopra c'è l'aria. Sì. Sì, sì, no, no. Cassere di cicapacco, vedi? Ah, no, là è per alzare. L'aria passa solo da qua. Ah, ah, ah. Perché là poi c'è il polisterolo sopra, no? Sì, ma d'estate, d'estate, d'estate passa, sì. Colectorul de polen, înainte, în toată lumea așa este, colectorul de polen. Albina vine pe aici. Intră la lape. Așa. Și el e pus la, la, la rampa de zbor. Iată, așa e pus. Așa, așa e pus. A, la mette così, vedi? Albina trece pe acolo. Așa. Și era o problemă. Adesso no, dopo mette quella lì. Bate vântul, plouă, polenul se strica. Grav, grav, era o pierdere mare. Pioveva, tirava vento e si rovinava il come si chiama polene? Polene. Come lo chiamare? Allora, finuzza la che abbiamo ratato. Ah, quello che mangiamo come si chiama? Grunzuarle là. Quale? Quello che abbiamo mangiato stamattina? Polen. Polen? Non lo so, come lo chiamo? Polen. Și acum, îl punem așa, îl punem în interior. Hai, că s-a pus de rău, nu? De ce de ora? Da, este încolo. Ei. Ce? Îl punem așa. Și Albina vine, intră în capană. Așa. Și când se iese... A, vedi. Când o ieșe, e acasă. Așa. Deci când iese... Ia, când iese, iese prin găuricile alea. E casca la. Așa. Intră pe găuricile așa. Iese și polenul cade în, în sertar. Și eu trag de aici. Ah, vede, lui tira el. Așa, polenul. Perché prima loro entravano da qua e cascava qua, però tirava vento, questo se lo portava via. Certo. Peste tot în lumea asta. Dar modelul meu este cu colector în nou. Lui dice, la casca qua e lui se lo tira sotto. Invenția. E questo c'è il dottor Robato. L'hanno luat aici, l'hanno luat și iau polenul. Fără ne amestec cu... E tutto pulito, tutto, non è toccato fără niente. Praf, fără... Senza polve, senza niente. Esență, e excelent. De aceea, de aceea... Questo però lo prende una volta all'anno. O dată pe an, una volta... Nu, zilnic iau polenul. Ogni giorno. Ogni giorno? Da, 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 și-l băgăm la congelat. Se poți perca. La congelat? Mete... Poi va congelat. Așa, după care... Așa, propolis. Polen, propolis. Asta e o ramă și... Un'altra cosa, questo è già è fatto, no? Non si rovina così, perché questo lo deve levare. Questo lui lo deve tagliare. Trebuia tagliata, nu se strica acum? Nu, questo non c'è miele qui dentro. Miele, rămâne ca să-i dăm lor când umblăm. Deci rămâne per dargli da mangiare alle api. Ah, questo dopo lui lo rimette dentro. Ci am avut surplus la un'altra. Surplus la un'altra. Quello che era in più l'ha tolto, però quello che rimane come riserva per riserva. Riserva per niente, riserva. Iar polenul, propolis. Ah, asta e propolis. Pe aici pe margine. Quello, quello che c'è a casa lui. Ala de, v-am zis, medicamentul. Medicamentul. Și Albinuța vine și curăță foarte bine celula și dă un strat finuț de pentru pe fiecare celulă. Ați acopere. O polește cu un pic de, de propolis de cel. Ah, deci cu questo qua, no? Che è tipo un medicina, un medicamento. Lei prima pulisce tutto qui dentro. Dopo che ha pulito dentro questo buco, mette il miele. Dopo che ha messo il miele, tipo un coperchio. No, matca vine și depune ouă acolo unde a fost curățat bine. Ah, și nu pune mierea? Nu, mierea o pune curățierii, dar pentru matca ca să depune ouă. Ah, dove mette la regina, pulisce così. Da, de acolo. Și vine și depune. Pe aici unul e mai închis, maroniu mai închis, a ieșit albinuții de aici. A, zice, cui dove ce più scuro sono uscite già le api. Ah, deci erano già le ova. Aici e căpăceala pentru mierii. Deci după ce albina ventilează, scoate apa și ajunge la un nivel de maturizare, vine și depune un strat de finuț de antibiotic, de care vă spuneam eu, apoi unul de propolis, și pe un căpăcel de ceară, la fiecare celulă, în parte. Da, da, a spus că de aici au ieșit albinele deja. De, din astea, din astea, care sunt maronii. Poate și din astea, și din astea poate ieșit.
Ah. Si dinese, dar prima ho pus miele in loc. Ah, de, quindi sono uscite, però dopo hanno messo il miele. Da? Deci eu pui și... Aici nu au fost, aici nu au fost niciodată. Au fost numai miere aici. Și gol. E gol. E plin de miele, però. Aici, aici au fost albinuții. Și la aici au fost mai multe rânduri. Mai multe rânduri de albinuții. Da? Mai multe generații. Lei e più scura perché ha fatto più volte generazioni di più. Ah, non se, no, no, non ogni solo... volta, ogni volta se leva si butta. No, no, dice non può dare lei dopo la runcia. No! Fanno più volte, più 3-4 anni. 3-4 anni. Anni. Ah, un telo ti può fare dura? Sì, 4 anni, da, da, da. Noi scoatem, doar scoatem mierea, scoatem mierea și atât. Albinuții ies generații după generații. Ma prima non so, lei quando, quando lo fa così, ah perché lui quando toglie, toglie solo questo, sì, questa platina sopra. E i buchetti rimangono tutti? Sì. E i buchetti rimangono tutti. Da. Casca, si svolta. Și, și invenția mea constă și în asta. Quelle foto, vedi quelle, quelle, quelle foto. Așa. Ia uitați. Asta, în asta constă esența invenției. Că am făcut această grilă, iar ramile care stau una lângă alta. Uite așa stau. Uite așa stau, una lângă alta. Ah. Puse așa. Atunci, albinele care circulă printre, matca, care pasă, la în soto? Matca care se află acolo, vine aici în capăt. La regina vine la... Și întreabă, fetelor, ați mai făcut ceva celulii noi? Că am nevoie de, să depun ouă de masculi. Vedi că se vodă. Asta e. Și asta e ceară naturală, 100%. Uh-huh. Și zice, fetele zic, da, am mai făcut. Am mai făcut. Și depun acolo... Depun acolo... Îl metem le ouă la dentro. Și depun aici ouă numai de masculi. Cu ei metem le ouă soltanto per i maschi. Numai maschi. Solo maschi qua. Solo maschi. Așa, pentru că sunt celule mai mari. Pentru că le spații più grandi, no? Ei, și eu, eu după ce eu depus de masculi, viu și eu rama asta, fără să mai deranjez pasta. Și zice, lui zicea, când prende i maschi, senza disturbare loro, d'acolo, tiro fuori solo i maschi. Hai capito? Ecco și, perché dice la sua invenzione è diversa, perché prima era tutto insieme in uno, invece adesso è separato, ognuno c'ha il suo settore. Quindi prende i maschi le senza... Le maschi e sì. Maschi. Așa, și acolo sunt pe, maschi, pe masculi se află, pe larvele masculi se află păduchile. E dice că sulle ova dei maschi si trova col parazita. Și eu iau parazitul. E lo tira fuori il parazita. Fără medicament. Senza mettere il medicinale, senza infettare le femmine. Ehi, fără medicament. Quindi ha tolto il... Una parola. Come mai i maschi vengono di qua? Gli dà un altro odore, gli dà un altro mangime? De ce depune ouă de masculi aici? Eh, da. Pentru că celulele sunt mai mari. Perché celulele sunt più grande. Sunt mai mari, nu le văd eu aici. Quindi ele caută spațiu ca să-și pună ouă. Da, deci numai în celule, când, când matca intre în celula cea mai mare, n-am eu aici acum, dar mă duc, credeți să vă aduc. Nu, pentru masculi, zicea, pentru... Tu! Queste, tutte queste buche le riempiono tutti. Sì. Però questo quanto è buono tutto intero a mangiarlo. Questa è cera. Sì. E poi lo mangi. Si succhiano. Sì. Le succhiano. O la mastichi come la gomma e poi lo butti. Ah sì? Sì, sì, nostro sì, visto. C'è, sì, c'è cera. Qui adesso non c'è niente. È saporita, questo, no? Questo è asciutto, questo è asciutto. Questo sì, è asciutto. Ma pure adesso c'è, sente qualcosa. Che matca in cellula sta mai mare, intre, ia... Nu mai atinge perișorii de pe abdomen, nu mai ating pereții când depune ouă acolo. Și atunci spermatica nu mai este atenționată să dea drumul la un spermatozoid. Aha. Da? Celula fiind mai mare, la celula nu mai atinge. La celula più grande non arriva la giù fondo. În celula asta, în quella piccola, care e mai mică, când intră, perișorii de pe abdomen ating pereții. Dice, in questa piccola, quando entra, i peli dall'addome, toccano le pareti. E in quel caso? In quel caso, in quel momento, spermatica è attenzionata e si trova uno spermatozoide. Ah, il sistema suo, come li posso dire, ricevono un'attenzione e quel punto tira fuori solo, come si chiama? Spermatozoide. Spermatozoide, siamo il seme del maschio. Ah, in quel caso esce... Cu ouă care pleca pe conductul ovarian, se întâlnește la ieșire. Și acolo e fecundat. Și acum din asta va ieși un albinuț de asta. Pe când din asta, când a intrat aici,
nu mai este atenționată și din ou care ne fecundat este un mascul. La buta l'uovo senza essere attenzionato che cosa dice? Senza che è fecondato. Sì, senza fecondato esce il mascolo là. Aici quindi non... è tutta dipende soltanto dalla grandezza. Esatto. Quindi non è che loro pensano ora faccio maschio, faccio femmina, no? Da. Depinde de aici, de celulă. Sì, entra là e acolo așa, un corpul așa, viene... Nu se mai întâmplă, e atenționat și, și de aici este din nou nefecundat, este mascul. Okay. Se non è fecondato, se è mascul. Mascul. E nou... però la fecondazione dipende dalla grandezza del buco. Del buco. Perché se è piccolo il buco, viene attenzionato e... Ma non, non... Viene, viene maschio, se, se il buco è piccolo viene maschio. Femmina. Ah, se, se il buco è grande... più è grosso viene maschio. Un maschio. Ah, așa. Și în condițiile astea, în momentul acela, eu care viu aici, femeile de Varoa sunt înnebunite după masculi. Că sunt mai mari, mai grași, viguroși. Albinele? Nu, nu. Femeile de Varoa, acele păduchile acela. Ah, da? Quindi col parazita, sono, li piacciono i maschi, no? Ah, quindi si appoggiano mai pari, mai grasso, mai più grosso, più grande. Il parassita si mette sul maschio, non sulla femmina. Okay. Ah, perché lui semina, semina e rovina. Și intră, intră aici, în a noua zi, îi pune un căpăcel albinuțului și ea trece prin stadiul de metamorfoză aceea care încă 14 zile durează și se transformă din larvă în trântor. În 14 zile. Se da? Transformă de la larva, da, de la larva da, în maschio. Așa. Și când acolo sunt și mulțește femeia de Varoa, depune ou, face toată treaba pe baza masculului acela, a larvei de acolo. La si moltiplicano. Va bene, ma și asta e capcana. È meglio le femmine, perché le femmine lavorano o maschi lavorano. Chi è che produce miele? La femmina o il maschio? Numai albinuțile. Solo femmina. E solo femmina. Atât. E maschi devono no, muri. Numai atât, când iese la perechiere ma și salut. Ma solo quando si da. Accoppiano, da, in giro, da, basta. Da, da. Ah, solo in giro. Perché la miele lo fa la femmina, l'ape. La femmina. Infatti lui che ha separato così, prima stavano insieme, no? Quindi quel parasita toccava anche le femmine e rovinava. A questo punto lui li toglie, tanto i maschi non è che servono a far miele. Certo. Li toglie col parasita con tutto e previene il... E le fa volare? Sì. Quel maschio? Sì, sì. Vola, che il lavoro è la femmina, non è sì. Che è il maschio. Hai capito? Beh, come sempre, anche nella vita di tutti. Hai capito? Nella vita normale. Il maschio fa dove va il capo, il naso. Ah, c'è freddo, c'è ragione. Ma un po' di friga, mi ha ghiacciato. Poverina, sì. Non ti è fric, per cap, la cap. La cap non puoi recce, donna. Chico, a lei? La freddo, no? Dice, lei ce l'ha freddo alla testa, sì. Ah. C'è un cappello perché non se l'hai messo? Dai, se răcești, ci no, no, il cappello ce l'aveva in macchina. Așa. Și așa colectezi Varoa. Și nu mai facem tratament medicamentos. Nu fa più il tratamento così. Certo, certo, normale. I maschi sono separati. Sono separate da due parti. Non sono male, hanno le femmine. Da due parti și am terminat. Certo. Și de aceea invenția, repet, schimbă complet filozofia pe tot. Da? Deci este invenția care schimbă toată tehnologia apicolă. Unică în lume. În momentul de față... Sì, sì, un ecosistem così. Da, certo. Da, da. Și voleva fa pure in Italia. Sì. Voleva fa la Frascati. Sì, sì, sì. A Frascati lo l'ha fatto. Perché non l'ha fatto? Padre? Asha. Sì, sì, sì. Lo voleva fare con un altro signore. In Italia, a Roma, Frascati, però... in paese Frascati. Volevano farsi a fare qua, però il padre non mi ha saputo spiegare. Tu padre non mi ha saputo spiegare. Sì, da, gli ha parlato con papà. Sì, però, però non so perché non l'ha fatto. Păi trebuie acum să stăm de vorbă și să vedem exact cum se poate prelua și duce acolo. Però lì deve essere uno che li sta l'appresso a lavorarli. Trebuie să stai cineva de el ca să-l curățe, să le facă. Nu mai e, nu mai e. Tehnologia se facă stupul. Lui dice soltanto la scatola di venderla, di importarla, non di fare il miele. Deci, facem un site pe chestia asta cu prezentarea tehnologiei în italiană. Ah, ho capito. Se lui vorrebbe fare un sito, una pubblicità, gli puoi portare il suo e venderlo là. Și învățăm pe oameni să facă după tehnologia asta. Sì, sì, a promuovere questo metodo. Così certo. Loro là in Italia... No, ma devono trovare, fate conto come tu parli, con Frascati, diversi apicoltori, diversi apicoltori che fanno lì all'ape, e deve venire lui con un interprete come te e spiegarglielo. Dice, doamna, che trebuie să veniți în Italia. Păi așa se poate întâmpla, cu cineva care e apicoltor și le vorbesc
ne traducem, le vedem exact concret cu stupul. Cu stupul ăsta în brațe. A questo punto io penso che più diretta la cosa che tu vai là, trovi i punti dove stanno gli apicoltori e vai li promuovi questo, perché prima che loro entrano su internet e cercano. No, certo. Li va, discorso è discorso è fatto conto come tuo padre con Filippo, no? Se ci sono diversi apicoltori, li vai là e vai lì e gli dici guarda, viene il mai simplu di cosa fa site ca să aștepți ca să te caut ei. Te duci acolo în Italia. Atenționești, primul urmăresc că e site-ul. Deci noi trebuie dar mergi direct la ei și li propui păi cu stupul cu tot, li propui. Deci cu stupul în brațe, da, mergem exact acolo și li spune, uite, asta facem mai. Dar la mai mulți, la fiecare în parte. Da, un grup se adună pentru acolo. Pentru că odată ce ai explicat, nu-i nevoie să urmărească site-ul. Odată ce ai învățat. Da, dar după aceea urmărește lucrările lună de lună, că fac film de film. Deci eu acum am 2000 de ore de film pentru că le arăt. Când sunt cu lucrarea acolo, afară, acolo în câmp. Da, dar zic, odată ce ai învățat. Da, ai aprins focul, ai aprins focul. Ce, mai este învățat tot timpul continuu? Tot timpul, că a evoluat continuu biostopul ăsta. Deci de la nivelul la care l-am avut la început. Ok, dar eu nu... Tehnologia, asta e tehnologia, așa funcționează. Da. Deci este nevoie de 2000 de ore ca să explici, nu? Nu. Odată ce ai explicat, se explicat înțelege. Și până el conduce și își face treaba lui. No, da. Dicevo, una volta che te l'ha spiegato, è questo, non è che devi fare continuazione. No, è quello, il sistema è quello. Ma devi quello spiegare quello. Automaticamente, lo devono vedere come è fatto il sistema. È quello, dico, capito? Tu vieni là col... Și se pot face, stupi se pot executa în Italia sau în România și facem o activitate de asta de certo. În momentul în care ajung acolo, cu el în brațe și explic. Certo. Da? Lui îți ordina? Lumea, oh, mai importantă, nu? Și atunci se rezolvă bine problema. Ne oprim aici, da? Okay. La revedere, dragilor. Mulțumim frumos. A fost o șansă să vă am aici prezenți. Iată discuția de acolo de acasă, ne-am prins noi pe sfârșitul zilei, dar... Chiudiam il giorno così. Mulțumim frumos pentru tot. La revedere, dragilor! La revedere! Pe curând! Okay.